Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Brânza bună de dimineață se cunoaște. E la Culinaria cu Vlad, George și Luca. Rețete delicioase cu mozzarella de Laco. Mare brânză, mare gust, mare distracție în bucătărie la Europa FM. Mare gust, mare distracție. Bine ați venit la Culinaria, prieteni. Ne propunem ca și în această dimineață, la început de weekend, să vă aducem aminte că a îngăti împreună este o activitate ușoară, cu amintiri foarte puternice, cu sentimentul că ai realizat ceva cu mâinile tale împreună cu familia ta sau cu prietenii tăi. Ceea ce crezi este ceva ce creezi, e ceva ce nimeni n-ar putea să livreze exact așa cum o faci tu. În această dimineață, sigur că da, facem totul cu mozzarella de Laco. Mare gust, mare distracție la tine acasă. Asta e, da. Mozzarella de Laco e făcută special pentru preparate calde. Brânză mozzarella maturată, aflată cu o textură aproape de binecunoscutul cașcaval. Vă recomandăm în special pentru sandvișuri calde, paste, lasagna și, bineînțeles, pizza. Care, deoarece ea la căldurică se topește și dacă o pui sub grill se rumenește un pic. Așa, datorită texturii sale ferme, se lucrează foarte bine cu ea în bucătărie, se taie și se răzuiește ușor, iar în final se topește, cum spunea și Vlad, apetisant, pe gustările noastre. Da. Iar pentru astăzi, pentru că veni vorba, vă ofer o rețetă de lasagna, lasagna cu vinete. Cu vinete? O rețetă excepțională, e o rețetă a tatălui meu. Aha. O am scris aici. Bună ziua, domn doctor. Și după cum îi spune numele, el e un mare gurman, la fel ca mine, adică de acolo am moștenit abilitățile astea și pofta de mâncare. E o lasagna ce conține vinete și bacon în loc de carnea tocată. Bacon. Asta e fița. Bun, e nevoie evident de foi de lasagna, pe care mai degrabă le cumperi dacă nu știi cum să le faci. Dacă le faci tu, cu atât mai bine. Două vinete mici, care trebuie să fie puțin moi. Moi, da. Doamnele, știu cum se aleg, dar așa, pentru cei... Mai bine mai moi decât tari. Am învățat și eu vara asta cu greutate. Exact, și eu tot vara și asta. Și din erori. Am aflat. Și nu trebuie să arate foarte bine. Adică... Dar știi cum fac asocierea, ca să știu? Zic așa, când văd vinetele, zic, moi sunt mune. Ca să fac asocierea, să țin minte. Eu cumpăram niște vinete pentru o mâncare și o doamnă... Alea tare au semințe. S-a uitat la mine și a zis, mamă, nu, ia-le pe alea care arată urât și sunt mai moi, că sunt mai bune. Da. În fine, trecem peste asta. Deci, două vinete mici, două conserve de roșii italienești, de preferat alea întregi, decojite, pe care le mărunțești singurel. Alea sunt cele mai gustoase. Eu până acum n-am reușit în ani de gătit să găsesc unele mai gustoase decât alea prunișoare italienești decojite. Da, parmezan ras, aici, după gust. Da. 250 de grame de bacon. Rețeta o să o găsiți și pe pagina de Facebook Europa FM. Cam 250-300 de grame de mozzarella de Laco și sos beșamel, în care, dacă vă place, puneți puțină nucșoară, pentru așa, că așa e de mare efect. Așa, așa, așa. Dar trebuie să-ți placă nucșoara. Place. Bun. Și acum metoda, cum se zice, da, la rețetă. Tai vinetele felii de 3-4 mm, adică subțirele, și le tragi la tigaie cu foarte puțin ulei, cât să le rumenești să fie aurii așa pe ambele părți. Roșiile tocate le pui în blender cu parmezanul și baconul cu bulețe rumenit în prealabil. Aha. Mixezi, dar doar puțin, cât să se fărâmițeze puțin, da, baconul, adică nu faci pastă, da? De câteva ori așa. Mozzarella, și aici e foarte bună asta de la Delaco, pentru că, spuneam, e special făcută pentru preparate calde, o tai felii subțiri, asta fiind maturată și tare așa, se poate tăia felii cât mai subțiri. Și fierbi foile de aluat, bineînțeles. După care te apuci să montezi lasagna. Se folosește un vas mai adânc, de la dăiena sau de tefân, dar poate fi și o formă de cozonac, la fel de bine. Încep cu un strat subțire de tot din sosul ăla de roșii din blender. Și eu înghit în sec. Formă, pui o foaie de aluat, da, din nou roșii și foarte puțin sos beșamel. Așa. Felii de vinete și de mozzarella. Așa, așa. Și tot așa, până sus, reiei procesul, iară roșii, iară aluat, iară mozzarella, iară sos beșamel. Și la sfârșit de tot, ultima foaie de aluat, o acoperi doar cu sos beșamel, cuptorul preîncălzit la deja tradiționalul 180 de grade. Da. Vreo 20 de minute durează, o verificăm cu un băț, uh-huh, la un moment dat, cum se verifică orice preparat
la cuptor, vă garantez că este o minunăție. La sfârșit nu-i dai o ventilație să se rumenească deasupra nița? Asta e de gustibus. De gustibus, tăticule, păi sigur. Aici este chichirezul. Da, și depinde și ce cuptor ai. Asta, când vorbim de rețete la cuptor, nu e bine să facem prea multe recomandări, că fiecare cuptor are comportamentul lui. Aha. Gospodinele și gospodarii știu mai bine cum le funcționează cuptorul. Așa că vă recomand din tot sufletul lasagna asta. Repet, o să aveți rețeta și pe site. Dar cred că merge și cu carne tocată în loc de bacon. Nu, rețeta clasică de lasagna e cu carne tocată în loc de vinete și bacon. Deci e practic aceeași rețetă, doar că e cu un ragu, de fapt, pe care îl facem separat. Carnea tocată o gătim înainte cu sosul de roșii și așa mai departe. Și domnul doctor încearcă cu bacon. Da. Da. Și se poate face la fel. În ambele cazuri, mozzarella de Laco este exact ce trebuie ca să lege foile de lasagna de umplutură. Costița afumată? Costiță, Kaiser, panceta, Kaiser, așa. Orice, ceva la fel de bun. Tăiat rumenițe și rumenii puțin. Bun. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. Folosește ingrediente de calitate pentru cele mai bune rezultate. Noi folosim mozzarella de Laco. Mare brânză, mare gust, mare distracție la noi în bucătărie. Culinaria cu Vlad, George și Luca.